găsit-o pe doamna Angel, secretar de stat, când am ajuns ministru, și am cerut schimbarea sa și a durat tot 2 luni până când a fost schimbată de către prim-ministru, că asta este procedura. Deci în niciun caz nu a fost secretarul meu de stat, a fost un secretar de stat pe care l-am dat afară. După ce l-am dat, am dat-o afară, nemai ocupându-se de nimic, deci nu mai, n-am mai avut de-a face, după câteva luni s-a prezentat la minister ca reprezentând SRI-ul. Ce spun eu, nu sunt zvonistici, nu sunt așa, că am auzit de undeva și așa mai departe. Fac afirmații îndeplină cunoștință de cauză pe care pot fi probate. Doamna respectivă a auzit-o zeci de oameni că s-a prezentat ca fiind din partea SRI, care pot depune mărturie. Există, am dat și datele exacte în care s-au întâmplat cele două consultări la minister, fiecare participant semnează pe niște liste, deci nu e așa zvonistică sau bazaconie, cum a zis domnul Boloș. Azi dimineață trebuia să aibă loc concursul în care doamna Angel urma să fie instalată directoare generală la cea mai importantă direcție din minister. Și aici mi se pare scandalos acest dute vino între SRI și ministerul foarte important care gestionează zeci de miliarde de euro pentru dezvoltarea României. Este un scandal în sine că se întâmplă asta, iar persoana este complet nepotrivită. Domnul Boloș nu a răspuns la nimic factual din ce am spus. Eu a spus doar că sunt bazaconic. Bine, ok, hai să vedem ce se cu concursul. Dumneavoastră, după ce v-a spus doamna că e ofițer SRI, spuneți că ați dat-o afară, era... Dar nu mi-a spus asta puțin ca să întreagă oamenii exact cum s-a întâmplat. Deci eu am găsit-o pe doamna respectivă secretar de stat, se ocupase de PNRR, în primul mandat a domnului Boloș, înainte să fie eu ministru. Și mi-a spus destul de insistent, așa, la limita agresivității, că ar fi mai bine pentru mine să rămână ea secretar de stat. Eu, având cu argumente opinia fermă că acea primă variantă de PNRR făcută de ea și de domnul Boloș era un dezastru rușinos pentru România, nici măcar n-am vrut să iau în considerare ipoteza că aș putea să lucrez cu ea la PNRR. Pentru urmare, am cerut schimbarea ei din funcție. Și s-a întâmplat peste 2 luni de către domnul Câțu, timp în care n-am lucrat cu ea la aproape nimic, practic. Nu știa în acel moment că are legături cu SRI-ul, ca să fie foarte clar ce... Nu mi-a spus mie, eu sunt la SRI, nu... Nu asta a fost... Și nu asta am scris. A plecat din minister și peste câteva luni s-a prezentat înapoi ca fiind colonel SRI. Asta e ce spun eu și care poate fi dovedit pe fapte, până în scrisul și cu marcuri. Da, și spuneți de asemenea că există un interes al SRI-ului în gestionarea PNRR. Care ar fi interesul acesta? Păi, asta este un caz pe care îl putem documenta. Eu cred, am opinia asta fermă, că SRI-ul are un interes în mai multe zone, dar nu pot să vorbesc pe speculații sau pe... Știți cum este? Adică haideți să facem deosebirea între zvonistică și fapte. Eu am pus niște fapte pe masă. Mie mi se pare că s-a creat o obișnuință în mediul politic instituțional ca săricile secrete să intre peste guvernarea civilă a acestei țări. Este opinia mea fermă că a fost ministru și că a participat la coaliția de guvernare în vremea când am participat la guvernare. Cred că este o tentă pe care Eduard Helvig a adus-o în activitatea SRI-ului și care trebuie să renunțăm noi ca stat dacă vrem să ne modernizăm. Nu se face să conduci, să pui săricile secrete să facă programare de fonduri europene. Este o aberație. Programarea de fonduri europene este aproape o știință exactă. Se bazează pe strategii de țară, se bazează pe cifre, pe statistici, sunt profesioniști, nu oameni de ăștia care apar, dispar, colonei, se prezintă, după care intră la concurs să le devină funcționar public. Este o nebunie, este nivel Africa. O ultimă întrebare pentru dumneavoastră, adică dacă doamna a lucrat înainte cu domnul Boloș, asta ne-ați spus, da? Că lucrase și înainte cu domnul Boloș? Da, a fost secretară de stat, a adus domnul Boloș în minister, ca să fie clar despre ce vorbesc. A fost acolo nu că ștergea praful la minister. Domnul Marcel Boloș a adus o secretară de stat în primul său mandat, unde am găsit-o eu. Iar acum doamna postulează, candidează pentru un post în ministerul condus de domnul Boloș. Un post important. Pentru cel mai important post de funcționar public, director general la direcția programare, este ceea ce eu numesc cel mai important birocrat de minister. Deci doamna care va câștiga concursul va rămâne acolo șefă supremă pe fonduri europene până când vrea ea, practic, până la pensie. Da, ni s-a alăturat și domnul Sergiu Bâlcea, deputat PNL. Domnule Bâlcea, dacă domnul Boloș este colegul dumneavoastră de partid și, mă rog, domnul Ghinea spune că are astfel de colaboratori, care reacția dumneavoastră? Vă rog.
În primul rând, trebuie să spun că domnul Boloș nu este membru de partid. Trebuie să avem grijă la această nuanță. Domnul Boloș este susținut de PNL. Rezultatele îl recomandă ca un fost director de ADR, de Agenție de Dezvoltare Regională, și este la al doilea mandat deja în această zonă. Și dacă domnul Ghinea vorbea de o știință exactă, probabil că domnul Boloș este într-adevăr specialist în această știință exactă, pentru că a lucrat de foarte mulți ani cu fonduri europene. Nu pot să comentez, în schimb, declarația domnului Ghinea, pentru că nu cunosc personajele. În schimb, ce pot să spun eu este legat totuși de intervenția relativ târzie a domnului Ghinea, după un an și ceva în care nu a avut nicio declarație, nici legat de clauzele PNRR sau de alte decizii pe care juristul le-a luat și de multe ori a fost solicitat să acesta s-a ascuns, și dintr-o dată iese la o declarație și cumva dorește să intre în spațiu public. Este decizia dânsului, dar mi se pare un mult după un an de zile să ieși cu o declarație pe care o cunoșteai și acum să dai vina pe ministrul Boloș. E greșit din punctul meu de vedere. Păi haideți să auzim reacția domnului Ghinea, vă rog. Reacția ce? Că n-a zis nimic pe un deputat pe care l-am auzit. N-am plecat nicăieri, am fost permanent în spațiu public și am vorbit permanent despre PNRR, dar cu asta mă ocup, monitorizez implementarea PNRR. Pare că în paralel cu Serviciul Român de Informatică, care se ocupă și el de implementarea PNRR mai scurt, mai nou. Domnul Boloș a organizat un concurs astăzi, azi dimineață, care urma să fie câștigat de un colonel SRI. Ăsta e un lucru în care eu am zis astăzi chestia asta. Nu înțeleg, n-are absolut deloc. Dați-mi voie un pic. Vă rog, domnul Mătiaș. Da, mulțumesc. Dar a fost plecat din țară. Haideți, și nu știu. Domnul Ghinea, și după aceea a fost plecat din țară sau a fost în spațiu public, domnul Ghinea? Am fost în spațiu public, am tot făcut declarații toată ziua. Doamna Chiriac m-a invitat de nu știu câte ori la TV. De pe ce vorbiți? Unde am fost plecat? Am mai vorbit cu domnul Ghinea. Ne-a răspuns la telefon. Domnul Mătieș, vă rog. No, eu m-aș fi bucurat ca domnul Ghinea să fie la fel de transparent și acum 2 ani când ținea PNRR-ul la sertar, când noi, Partidul Social Democrat, solicitam în nenumărate rânduri să-l aducă, cum au făcut toate țările europene, acest PNRR în dezbatere în Parlament. Dânsul n-a vrut o clipă, dar eu cred că domnul Ghinea are acum frustrări de notorietate. Adică vorbește și dânsul spune de concursul, nu de concursul de astăzi, spune că a fost, când a fost dânsul ministru, a venit acea persoană și s-a recomandat de la SRI. Păi dânsul atunci nu a ieșit. De ce n-a ieșit dânsul atunci? Nu acum. Acum cu concursul, ok. E altă discuție. Dar acum un an și ceva, când dânsul a observat că a fost secretar de stat, după care a doua tură a venit la dânsul și s-a recomandat de la SRI. De ce n-a ieșit atunci? De ce? Acum este dintr-o dată transparent și albă ca zăpada, dar când a ascuns PNRR-ul în sertar și nu l-a prezentat României, parlamentarilor. La fel, avem un PNRR-ul ăla care dânsul știe atâtea sute de zeci de mii de kilometri de benzi de bicicletă, pentru bicicletă, când eu în Alba Iulia, din 300 de kilometri de drumuri, am 150 neasfaltate. Da, și domnul Mătieș, PNRR-ul e vast, iar subiectul e legat de acest, cum spune domnul Ghinea, de acest interes, îl citez, al Serviciului Român de Informații pentru PNRR. Și despre doamna respectivă, de fapt, despre pe persoană fizică, ce reprezintă. Cei din SRI sunt patrioți. Bine măcar că au știut cei din SRI, dacă l-au știut de acest PNRR, doar USR-ul. Și doar USR-ul a vrut să știe de el și au făcut ce au vrut cu acele comisioane puse acolo pentru consultanță și așa mai departe, de sute de milioane de euro. Bine că au știut măcar SRI-ul. Da, ați auzit, domnul Ghinea, aveți și o explicație, așadar, din patriotism s-a interesat SRI-ul de PNRR. Da, bine, domnul Mătieș este confuz, tot repetă papagalicește niște punctaje de partid. Am fost în Parlament de două ori, domnul Ciolacu chiar am stat de vorbă despre PNRR, au fost și astfel ce consultări publice, ceea ce acum nu se întâmplă, apropo că se schimbă PNRR luna asta și nu știm absolut deloc modul în care se va schimba PNRR-ul. Deci, un guvern care mă critică pe mine că nu am fost transparent, schimbă PNRR-ul pe secret, e pe aferant. Nu vreau să răspund la ce spune domnul Mătieș ca auzit el despre PNRR, dar declarația este absolut halucinantă, într-adevăr. Deci un partid politic, în loc să asume răspunderea pentru guvernare, mulțumește SRI-ului că s-a băgat peste PNRR.
Da, asta am ajuns în situația interesantă, că avem politicieni mămăringi, fără coloană vertebrală, care sunt un fel de chelneri pentru serviciile secrete. Asta e mentalitatea. Ușor, ușor, domnul Ghine aici, ușor cu, aceste cuvinte. Ușor, ușor, pentru că știe poporul că asta și cumva de pe că s-a băgat să se nevedeți în patriotism, înseamnă să ai gândire de stat african care nu are încredere că ăia care sunt votați ce credere, domnul Ghinea, ce credere să aibă poporul român? Să conducă și cheamă fericile secrete. Suntem Bantustan. Voi l-ați ținut ascuns atâta mar de vreme. Poftim? Ce încredere să aibă poporul român când dumneavoastră a ținut acel PNR? PNR ascuns. Ce a scris acolo a fost mintea că nu l-am ținut ascuns, am dat excepte concrete. Am stat zeci de ore în discuții publice și în Parlament și în Consiliul că dumneavoastră v-ați făcut la problema aia, o dată. Și doi, ce încât să aibă românul în PSD? Sunt la PSD, ați condus 30 de ani în țara asta. Eu am fost top luni ministru. Da, dar soluția nu e să aducem securiștii la putere înapoi. Soluția e să avem, să guvernăm democratic și modern țara asta. Să fie transparent. Exact cum nu a fost dumneavoastră transparent atunci. Da, SRI-ul este mega transparent. SRI-ul participă la concursuri în MIPE, dar e mega transparent. Ca zăpada că, vai, doamne, SRI-ul a fost la noastră. De ce n-ați ieșit acum? Doamna Chiriac, mai aveți întrebări, că domnul este și plictisitor și confuz. Nu, domnul Ghinea, știți că vorbeați, mai am o singură întrebare, că vorbeați despre concurs. Domnule, de ce e nevoie? Până la urmă aveți dreptate. De ce e nevoie să mai participe la concurs? Dacă Serviciul Român de Informații este în mod legitim interesat de modul în care decurge toată această dinamică a PNRR-ului, de ce nu vin, își plasează un om, ăsta e omul, el supraveghează treaba asta cu concursul? Bun. Ce? Sunt niște legi care îi încurcă, vedeți, niște legi care sunt concurs, așa mai departe, dar într-adevăr, dacă presidentul din studio spune că cheamă SRI-ul din patriotism să participe cu transparent, mai bine nu mai fac concurs, aveți dreptate. Da. În fine, mulțumesc mult, domnul Ghinea, pentru...